lips, it tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. In my arms, you're safe and sound, without a threat. Cristian Zelarski și bine v-am regăsit! Este toamnă afară, este din ce în ce mai frig și singurul meu gând în fiecare dimineață este să mă înfășor într-o plapumă călduroasă și să mă uit la un film interesant. Cei drept, fiecare anotimp are farmecului. De exemplu, iarna prefer să fiu undeva pe o pârte, să mă dau cu snowboard, primăvară și vară îmi place să ies din casă, să călătoresc, să văd lucruri noi, iar toamnă prefer să stau acasă, într-o atmosferă relaxantă și liniștită, cu lumânări parfumate, să citesc o carte, să mă uit la un film, deci îmi place o atmosferă mai liniștită. Chiar în ultimele zile m-am gândit că aș vrea să decorez aceste camere și să fac mai de toamnă, să zicem așa, și să adaug aici câteva decorațiuni specifice acestui sezon pe care o să le fac cu mâna mea. Vreau să mă simt comodă și să simt că a venit toamna. Sper să fac acest episod cât mai curând, că nu mai am răbdare și sper că un astfel de video o să vă inspire și pe voi să decorați camera voastră pentru toamna aceasta. Dar și episodul de astăzi va fi legat de acest anotimp minunat și aș vrea să vă arăt produsele mele esențiale și favorite pentru toamna aceasta. Primul produs fără de care eu nu pot sezonul acesta este untul de corp de la The Body Shop. Îmi plac foarte mult produsele de la acest brand pentru că sunt naturale, iar mirosul lor pur și simplu mă fascinează. Eu am o piele normală spre uscată, iar toamna pielea mea este foarte uscată, de aceea am nevoie non-stop de hidratare. Și acest produs, pe lângă faptul că îmi oferă hidratare, o lasă și foarte parfumată. În momentul de față folosesc untul de corp cu miros de zmeură și acest unt de corp din ediția limitată de Crăciun din anul trecut. Fiind ediția limitată, credeam că nu o să mai găsesc acest unt de corp, însă spre fericire și spre norocul meu, l-am găsit în magazinul lor online. Și cum putem întâlni toamna fără măcar o lumânare parfumată? Eu am aceasta, este destul de mare, tot de la The Body Shop. Miroase atât de bine încât îmi vine să o mănânc. V-am zis că toamna eu am o piele foarte uscată și cel mai repede mi se usucă mâinile. De aceea, crema de mâini este un produs esențial pentru mine. Eu am aceste trei creme mici de la The Body Shop, am ales special această mărime ca să le pot purta oricând în geantă. Ce este mai plăcut pentru noi femeile decât o baie fierbinte? De aceea, un produs preferat pentru această toamnă este această sare de baie. Pe lângă faptul că ea mă ajută să mă relaxez, îmi lasă și piele destul de cătiflată, fiindcă este îmbogățită cu uleiuri esențiale. Toamna eu ador să port pulovere și puloverul meu preferat pentru această toamnă este acesta, de la Concepto. Îmi place foarte mult modelul, ador culoarea și cel mai important este atât de călduros. Accesoriile mele preferate pentru toamnă sunt beretele, am această neagră pe care o pot purta la orice ținută, însă mai am și alte culori. Am această galbenă, am albastră și am roz. Și aș vrea să termin episodul de astăzi cu acest rucsac auriu, care cu siguranță este favoritul meu pentru toamna aceasta. Your lips, it tasted like those cigarettes. Dragii mei, acesta a fost episodul de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like ca să mă bucur. Iar dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați să dați subscribe. Iar noi ne vedem foarte curând. Vă mulțumesc și vă pup cu drag. Pa, pa! A little bit high, a little bit low. How far can we get if we sail?